Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul emisiunii Mediaș 120 vă invităm la The Coffee Cup împreună cu interpretul de muzică populară Costel Popa. Aflăm astăzi mai multe detalii despre cum a fost vara aceasta pentru Costel Popa. Am văzut piese noi și știm că Costel tot timpul pregătește ceva nou pentru perioada următoare. Niciodată nu are pauză. Costel, bine te-am regăsit! Bine te-am regăsit și eu, Ada, și de această dată, iată-ne și la o cafea. Iată-ne și la o cafea, da. Cum a fost pentru tine anul acesta, Costel? Iată că ne aflăm pe final de an. Anul trecut povesteam că așteptăm să treacă pandemia și să revină lucrurile pe un făcaș normal. Din păcate, nu sunt normale. Nu ne putem lăuda. Da, nu ne putem lăuda cu acest lucru, dar ne putem lăuda cu proiecte, da? Pentru că... Da. Proiecte... Stand-by-ul acesta v-a dat ocazia să faceți proiecte. Așa este. Proiecte am realizat și voi realiza în continuare, pentru că dacă ies să ne luăm după tot ceea ce se întâmplă, atunci nu mai facem nimic. Așa că am decis ca din toată pauza asta pe care am avut-o să o fructific cumva și să vin în fața oamenilor cu cât mai multe și mai frumoase proiecte. Și anul acesta, iată că a venit toamna și ca de fiecare dată cum povesteam noi, în toamnă lansez da, cântece noi, în primăvară le înregistrez și peste vară lucrez la ele, fac videoclipurile și pe urmă în toamnă le lansez pe piață. Iarna mai faci ceva videoclipuri pentru sărbători, piesele, da? Pentru piesele de sărbători. Exact. Dar spune-mi dacă s-au îndeplinit toate proiectele, pentru că la momentul când noi am vorbit ultima dată, tu aveai câteva piese și câteva videoclipuri de lansat. Așa este. Deci pot spune că ceea ce mi-am propus anul ăsta am putut realiza și așa cum a fost mai greu, dar s-a putut, mai ales că cumva anul acesta a fost puțin mai liber față de anul trecut și am putut să ne mai exteriorizăm și noi artiștii și să mai cântăm oamenilor. Și astfel, cântând, și produci și atunci poți să și realizezi materiale noi. Ați avut evenimente? Nu știu, ați avut spectacole în anul acesta? Da, au fost ceva evenimente. Cum am spus, nu ne lăudăm pentru că nu au fost multe, dar ceva s-a mișcat. Și când să ne încălzim mai tare, atunci iar a trebuit să ne răcim. Da, o pauză forțată. Unii ar spune o pauză bine meritată. Păi da, dar deja cam durează pauza asta de o vreme și cred că cu toții ne-am cam obosit. Am văzut piesa nouă, lansată în zona de YouTube. Spune-mi, de unde a plecat ideea acestei piese noi? Da, păi după cum ai observat și tu și cei care mă urmăresc, în ultimul timp eu sunt... omul care își arată dragostea pentru animale și mai ales pentru cele din ograda... Pentru viața de la țară. Exact, mai ales pentru cele din ograda țăranului român. Și astfel până acum am început să cânt despre oi, despre ciobanii cu oi. Toperit muret, nu? Pentru că ai început Căprițața ta, Căprițața, nu știu dacă o altă piesă de-a ta... A ajuns mai sus decât Țața ta, Căprițața. Încă nu, deci a existat un cânte care să-l detroneze. Apogeul, da? La Țața ta, Căprițața, da. De data asta am trecut în altă zonă și... Da. Am cântat și de oi, pe urmă, cum spuneai tu, de capre, de căprar, pentru căprar. Pe urmă am cântat și despre lupi care vin la stână. Și acum am luat decizia de a... cânta pentru toți săranii care au și vaci. Pentru că cei mai mulți fermieri sunt crescători de vaci la noi în țară. Acestea și sunt piese pe care nimeni nu a abordat această temă. Această temă. Da. Acestea sunt piese pe care tu le scrii. Da.
Sunt idei care mi-au venit pe parcurs, pentru că la un moment dat cineva zicea mai în glumă, mai în serios, după ce am lansat câte cul cu caprele, că despre vaci nu fac nimic. Și atunci râdeam și am zis, ba, da, bă. Și până la urmă chiar mi-a venit o idee. Inspirația. O idee faină, da. Păi mă tot fredonam, tot mă gândeam ceva... M-am făcut țața, căprițe, țața, parcă ar merge ceva cu văcuță. Văcuța mea. Și, da, și astfel am tot fredonat și la un moment dat, prima dată un refren, pe urmă niște versuri și pe urmă o întreagă melodie a luat naștere. Din nou, și melodia și textul. Iată că eu zic așa că în zona asta ai și de unde te inspira dacă vrei. Ca și cealaltă zonă, pentru că poate, nu știu dacă la fel de simplu se compune și muzică, nu știu, pop sau muzică hip-hop. Păi știi cum e, depinde de fiecare om ce are în cap. Eu, fiind un băiat crescut, ca să zic, și la țară, pentru că acolo mi-am petrecut majoritatea vacanțelor în vremea copilăriei, am rămas în... Ai rămas în asentimentul clipelor petrecute. Exact, exact. Am rămas cu amintirile de acolo, cu tot ceea ce am trăit eu acolo și acum, văzând că acea lume încet, încet se pierde, eu am decis să o readuc cumva în fața celor care ne ascultă să vadă că de fapt nu s-a pierdut. Și chiar am avut plăcerea ca prin acest videoclip pe care l-am realizat să descoper, nu știam cu ce se ocupă exact, că are crescător, atâtea, crescătorul de vaci. Că e crescătoare de vaci, e, deci cea care, la, care, unde m-a, am, găzduit, care m-a găzduit, exact, este chiar verișoara mea. Este din Șarășul, pe Târnave. Ai dat un telefon la țară, draga mea verișoară, astăzi da. Eu știam că are câteva văcuțe, dar nu mă gândeam să aibă chiar o ciurdă. Și are peste 60 de vaci și ajungând acolo am fost plăcut surprins. Și astfel am avut posibilitatea să filmez cele mai frumoase cadre. Și în grajd, și în afara grajdului, și cu... preparatul cașului. Deși cred că după videoclip cred că ai fi găsit inspirație și pentru altă piesă. Așa cum spuneai, ai descoperit lucruri noi filmând videoclipul, dar așa tu e. Deja aveai piesa compusă. Exact, exact. Da, păi ți-am spus, eu gândurile le aveam din copilărie. Gândurile le aveam și pe urmă, ajungând acolo, am încercat să redau povestea pe hârtie, cum se spune. M-am dus la verișoara mea și ne-am planificat. Faci asta, facem asta, mergem acolo, mergem graj, pe urmă mergem în pășune pe câmp, pe urmă timp, plecați la vânzare, la oraș, să vindeți cașul, produsele, laptele, da, și tot. Cât timp, ce? Cât timp v-a luat să filmați videoclipul? O zi întreagă. Și de dimineața până da. Seara da. Ați filmat la videoclip, am văzut da. Fetele frumos îmbrăcate, în straie populare. Da, și toți participanții, videoclipului sunt neamurile mele. Neamare, sunt, am putea spune. Copilașii, verișoare mele, sunt părinții, soțul. Deci, iată că trebuie să ai și cunoștințe în domeniu dacă vrei să faci adevărat în anumite zone. Ai avut pilă și la căprițe, ai fost și la oi. Da, la căprițe am filmat videoclipul în județul Mureș, în zona Reghinului, ca să zic așa. Undeva și aici, acum am decis zona noastră, în Ardeal. Da, în Ardeal, da, dar puțin mai departe de noi. Iar până acum am decis să rămân aici aproape. Până la urmă, dacă ești un reprezentant frumos al Ardealului, frumos este să avem și imagini din zona noastră. Și mă gândesc așa că piesele tale sunt reprezentative pentru zona Ardealului. Da, păi încerc să rămân aici la noi în zonă, da. Bineînțeles că mai când eu câte un cântec etno sau altceva mai de lume, e pentru că asta se cere și... Asta vroiam să te întreb. De multe ori
artiștii din zona aceasta muzicii populare se inspiră din, din piese culese din popor. Tu ai ales în zona asta de etno să fai compoziții proprii. Da. Cum sunt primite și văzute compozițiile acestea? Pe după cum ai văzut că a fost cântecul cu capra, a fost foarte bine primit. Pe urmă, după cântecul cu capra, a urmat cântecul cu slănina și cu ceapa și cu usturoiul și cu pălinca. Sfântă este slana bună, ceapa, dar pălinca e leacul nostru, care de asemenea a avut mare succes. Da. Și acum am venit cu Văcuța. Te gândești că va fi un hit? Păi îmi doresc. Asta... Până acum poți să spui că Țața-ța căprițața a fost hitul tău. Așa e. Cel mai vizualizat și... Dar îți mai spun un lucru, că acum hiturile nu pot să spun că le dă chiar YouTube-ul. De exemplu, Țața-ța căprițața a avut cel mai mare succes pe internet, dar Sfânte slana bună e ceapa, oriunde merg lumea zice, bă, când ăștia cu slănina, cu ceapa, cu alea, da, bagă acolo ceva de la noi de la țară. Deci nu a avut așa multe vizualizări ca și capra, dar e mult mai cunoscut la în popor. Atunci când merge, pentru că a apărut la TV și mulți oameni, poate care nu au posibilitatea de a se conecta la internet. Au apreciat-o văzându-o la televizor și au rămas cu ea. Asta am și vrut să te întreb, gândindu-mă la faptul că, iată, un artist de muzică populară, deși mulți artiști au piesele pe internet, mă gândesc dacă nu e mai greu pentru voi. Pentru că cei care ascultă muzică populară, cum zici tu, nu întotdeauna au acces la internet. Și aici mă gândesc acolo, în zona rurală, da. Și tinerii, chiar dacă folosesc internetul, poate că nu se duc spre zona aceasta de muzică. Adulții, cei care sunt consumatori de muzică populară și care nu au acces, nu pot da like-ul acela pe care poate că l-așteaptă un artist. Da. Da, dar de aceea eu încerc să mă... concentrez să mă focusez atât pe internet cât și pe TV, unde are posibilitatea tot poporul să vadă piesele. Exact. Deși în perioada aceasta a pandemiei, foarte multă lume s-a reprofilat și a trecut în zona de online. Da. Ai încercat și tu anul trecut, ai fost foarte... Păi prezent. N-am avut ce face, pentru că... Da, păi asta a fost situația. Lăsat-o mai răruț, pentru că am avut și eu treburile mele, viața mea, și am zis că să-mi rezolv eu și ale mele. Nu, pentru aduce... că atunci când ești conectat cu internetul, te cam focusezi acolo și pierzi mult din viața reală. Cealaltă din viața reală, nu? Exact. Poate aduce, să spunem, internetul... partea aceea care, să spunem, e pe minus în perioada pandemiei, mă gândesc, uite, chiar și la veniturile financiare, internetul în zona de muzică populară poate aduce venituri? Da, pot zice că da. Dacă ai piese de succes care mișcă, da, se poate. Deci, practic, te-ai putea focusa să faci muzică doar pentru online? Da, păi majoritatea artiștilor care au un renume câștigă cel mai bine din online. Din zona de online. Da. Dar e destul de greu. Îți trebuie un marketing, un proiect și în zona aceasta? Păi îți trebuie și marketing și, sincer, îți spun, ca să ai un mare succes în online, mai bine zis, trebuie să te manelizezi puțin. Ceea ce eu am cam... evitat. N-am cam făcut-o, da. Deși e și aceea o altă zona a muzicii, cred că fiecare trebuie să... Da, eu apreciez toate genurile de muzică și nu mă deranjează niciun gen muzical. Și chiar în viitorul apropiat o să lansez și eu ceva de genul, dar bineînțeles, ceva de bun simț. În zona de... Da, o piesă mai veche pe care vreau să o readuc, pentru că am văzut că asta se poartă. Și îți spun, uite, și vis-a-vis de cântecul ăsta meu nou și vor mai urma câteva cântece noi, la un moment dat mă gândeam să încerc și eu niște colaje cântate de alții și să le readuc în atenția publicului, dar atunci există posibilitatea ca
cineva să... a cui aparține piesa să spună că... E piesa mea. E piesa... oricum se știe că e piesa lui, dar dacă tu faci cumva mai multe vizualizări decât are piesa originală, riști să o încurci și să ți se închidă cont. Și atunci, bineînțeles că nu-mi doresc asta și mai ales ce mi-am dorit dintotdeauna este să fiu eu. Autentic. Popa, să am piesele eu tale. Stilul meu personal și de aceea mi-am creat cântecele și mi le creez în continuare, să nu am treabă cu nimeni. Și să mă știe lumea ca fiind eu, nu altcineva. Nu să mă compar cu nimeni. Le putem spune telespectatorilor că tu până în momentul de astăzi ai avut piesele tale. Ai fost în zona ta acolo, ai creat și ai filmat, n-ai vrut să imiți pe nimeni. Nu, niciodată. Și eu o fac în continuare, deci încă mai am multe proiecte, gata să iasă, dar, cum să zic, trebuie scoase toate pe rând și mai ales trebuie scoase și atunci când îmi permit financiar. Și mă gândesc că fiecare la momentul potrivit, totuși trebuie să-i dai unei piese, trebuie să-i dai timpul ei, exact. Pentru a se face cunoscută. Dacă vii cu piesă după piesă, nu mai știe omul la ce să se uite și da. Ce să asculte. Și așa are nevoie piesa de un moment de tatonare, apoi exact. O poți relua. Că asta spuneam uitându-mă pe contul tău, am tot văzut piese și zic că nu sunt cronologic. Întotdeauna ai un moment în care vrei să asculti ceva. Păi uite, povesteam cu cineva vis-a-vis de ce vorbim noi acum, că poate lansezi un cântec care atunci când îl scoți pe piață, nu e primit sau nu e momentul. Da, nu e momentul pentru că poate lumea e focusată pe altceva. Da. Și pe urmă, după o perioadă, te trezești că cântecul ăla devine hit. Pentru că lumea l-a ascultat, au trecut un an, doi și l-au ascultat, da, exact, l-au rumegat, cum zici tu, și se întâmplă. Așa că nu e musai ca orice cânte pe care îl scoți azi, mâine să devină hit. Absolut. Eu spun să ascultăm piesa aceasta, pentru că vreau să difuzăm mai multe piese astăzi. Deci începem cu mu. Și începem cu... Mi-am luat și faci... Ți-ai luat vreo vacă? Deci nu ți-ai luat încă vacă. Eu zic să vedeți videoclipul. Este un videoclip foarte frumos, așa cum ne spunea Costel, filmat la Șaroșul de pe Ternave. Haideți să vedem piesa, ne reîntoarcem la de dumneavoastră cu interpretul Costel Popa. Până mici mi-au rămas nădragi. Mu, mi-am luat și vacea mu. Băcuță după băcuță, mi-am făcut ciur de drăguță. Mu, mi-am luat și vacea mu. Și ne-am făcut ciur de-a mea, să beau lapte cât îi vrea. Palmă apă să bea, cu limba mă scărchina, era aspră și-mi plăcea. Mu, mi-am luat și vacea mu, văcuță după văcuță, mi-am făcut ciur de drăguță. Mu, mi-am luat și vacea mu, și mi-am făcut ciur de-a mea, să beau lapte cât îi vrea. Grajduri multe ne-am făcut, pășune am cumpărat, tot ce s-o vândut prin sat. Mu,
ne-am luat ceva ce-amu. Băcuță după băcuță, ne-am făcut ciuri de drăguță. Mu-mu, mu-mu-mu, ne-am luat ceva ce-amu. Și ne-am făcut ciuri de-a mea, să beau lapte cât-i vrea. Și caș, pe la dom, pe la oraș, telemea și carne crudă, să facă ciorbă de burtă. Mu-mu, mu-mu-mu, ne-am luat ceva ce-amu. Băcuță după băcuță, ne-am făcut ciuri de drăguță. Mu-mu, mu-mu-mu, ne-am luat ceva ce-amu. Și ne-am făcut ciuri de-a mea, să beau lapte cât-i vrea. Mu-mu, mu-mu-mu, ne-am luat ceva ce-amu. Băcuță după băcuță, ne-am făcut ciuri de drăguță. Mu-mu, mu-mu-mu, ne-am luat ceva ce-amu. Și ne-am făcut ciuri de-a mea, să beau lapte cât-i vrea. Am revenit după scurtă pauză de publicitate, suntem aici la The Coffee Cup, la o cafea cu Costel Popa. Costel, ce fain sună, la o cafea. La o cafea. Data viitoare te invit la o bere. La o bere. Apropo de paranteza asta ce am făcut acum, colegii mei, mai ales cei de la București, pe vremea când umblam în festivaluri, în concursuri, cum sunt eu, ardelean, jet, beget, când mă întâlneam cu ei, mai ziceam, hai să bem o bere. La o bere. Și vezi cum vorbim noi o bere. Sau nu știu, poate eu vorbesc așa. E-ul, acela accent. Exact, accentat e-ul ăla. Și acum, și după atâția ani când mă întâlnesc cu ei, cu stale, bem o bere. Așa că de aia zic, data viitoare, fac eu 500 de bere. Când e mai cald, ne întâlnim și la o bere. Spune-ne ce pregătești. Iată că ne apropiem cu pași repezi de sărbători. Anul trecut, dacă nu mă înșel, anul trecut ai scos un album. Nu, în acum 2017. Albumul cu... Albumul de colinde, da. Dar, bineînțeles, pe urmă, în fiecare an, fiind un album între care are vreo 16 piese, în fiecare an am cam făcut videoclipuri pentru fiecare așa, despre videoclipuri pe care am vorbit parte, da. Anul trecut. Chiar și anul trecut încă mi-am filmat un videoclip pe care nu am apucat să scot pe piață și urmează. Acum, în data de 15 noiembrie, când începe postul, o să apară pe internet. Din 15 noiembrie punem colindă. Exact, e vorba de o colindă. E vorba de colinda pe care am înregistrat-o cu colegul meu de la Ungheni, cu Ovidiu Furnea. Și colinda respectivă e culeasă de la bunicul meu, care s-a stins de ceva ani, de vreo 5 ani. Și am zis ca în memoria lui să duc mai departe ceea ce știu de la colinda? În orașul Viflem. Și se știe că această colindă e cunoscută și în fiecare sat se cânta altfel. Are, mereu are niște versuri, are versurile, niște strofe. Versurile în general se cam păstrează, dar melodia e diferită. Puțin diferită. Da, și această melodie a colindei în orașul Viflem este de la, din satul Idiciu, județul Mureș, de unde sunt bunicii mei. Da. Și părinții. I-ai făcut și videoclip? Da, de asta. Spun că anul trecut am filmat și videoclipul acestei colinde la Mărișel. La Mărișel, județul Cluj. Și în 15 noiembrie o să aveți parte de o nouă lansare. Da. Deci te-ai gândit așa, în octombrie ieșim în luna octombrie cu o piesă. E toamnă, așa ieșim în noiembrie cu toamnă. O piesă și în decembrie. Da. Ce faci? Păi în 15 noiembrie este doar o lună și două săptămâni în care lumea se bucure de colinde, așa că punem le ofer colinde, asta se bucure de ea o lună și două săptămâni. Câte videoclipuri ai la colinde? Și pe urmă mai urmează, în ianuarie, în februarie, alte cântece. Câte videoclipuri ai la colindele pe care tu le-ai înregistrat? Păi tot albumul e și filmat.
Deci tot albumul e și filmat. Practic de sărbători le spunem telespectatorilor că se pot bucura de, de aceste colinde. Da. Păi acolo, cum să zic eu, când îi mai aud pe unii, nu, mai scos ceva, că vrem să vedem următor. Eu aș scoate, dar e greu, nu e chiar așa ușor, mai ales că fiecare cântec presupune multă muncă. În primul rând, înregistrarea, creare, așa, pe urmă înregistrarea cântecului în studio, pe urmă videoclipul, mai ales astea de colinde, a fost foarte greu când am filmat, pentru că a fost frig, a fost zăpadă, minus grade. Ne spui așa că un artist are nevoie de timp, de timp, clar. De inspirație. Exact. Deși unii ar spune, păi ce să facă artistul, ce face artistul altfel decât să păi să și scrie, artistul are viața lui personală. Trebuie să mai respire. E grea viața de artist, Costel? Iată, uite ce ne spui tu acum, spunem de câți ani ne cunoaștem noi și... De la începuturile mele. Așa este și mă bucur că uite s-a legat o frumoasă prietenie care... A dăinuit peste timp. Și da. Eu mă bucur să te văd că îți continui visul. Asta este bucuria mea cea mare. Am întâlnit oameni acum 16 ani când am intrat în televiziune, oameni care și astăzi continuă să lucreze la țelurile lor. Da, păi mulțumesc. După cum știi și tu, perseverența este cheia succesului. Și am decis să merg înainte, deși câteodată, poate chiar și acum, văzând că e perioada asta cu evenimentele tot mai puține și mai rare și nu suntem lăsați să ne bucurăm unii de alții, am decis totuși să merg înainte, pentru că dacă te oprești, efectiv te plafonezi. Și atunci... Te oprești de tot. Câți ani ai de cât timp? 10, 12? În anul 2007 am început să merg la festivaluri și pot spune că de acolo a început cariera mea ca și artist. Până în anul 2007 eu cânt de mic, deci din clasa a patra. Nu, momentul în care de la 9 ani. Momentul în care tu ai decis să mergi pe drumul acesta. N-a fost un drum ușor. În 2017 mi-am sărbătorit 10 ani parcă de carieră. De carieră. Deci acum sunt 14 ani. La mulți ani, faci buletin în zona asta exact. Muzică populară. Știi cum e cu tot ceea ce faci? Care e condiția artistului așa? Să faci cu plăcere ceea ce faci. Dacă faci cu plăcere, nimic nu ți se pare greu. Găsești mereu o motivație ca mâine să continui și să mergi mai departe, bănuiesc. Încerc să mă leg de ceva, pentru că ceea ce rămâne fiecărui om la urmă este speranța, nu? Chiar și atunci când îți este foarte greu, este important să speri. Când să nu te dai bătut. Ție cel mai greu? Cel mai greu? Păi... Cum să zic, după ce termin cu festivalurile, cu concursurile, mulți așteaptă, eu am colegi care au trăit experiența asta, așteaptă să vină cineva să ia de la spate și să-i ducă, să-i pună în fața publicului, să le ofere, nu știu, spectacole, evenimente, să-i facă mari. Și mulți au trăit eșecuri. Un ușor eșec al acestui gând, pentru că degeaba aștepți. Trebuie să faci ceva. Și primul pas înspre să faci. Exact. Eu am descoperit asta pe pielea mea, pentru că după ce am terminat festivalurile, cu toate diplomele ce le luasem până atunci și toate premiile, nu m-a mai întrebat nimeni de ele, știi? Și atunci mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, să merg înainte. Și astfel mi-am luat viața în piept din nou și am început să... Să mai fac cântece, să mă apuc eu să mi le compun. Am cântat multă vreme și cânt și în continuare nu am renunțat la asta, cântece autentice, mai ales de la noi din zonă, cu asta am început. Eu sunt un reprezentant prin cântec al Văii Târnavelor, de unde sunt. Și cu timpul, văzând că lumea se schimbă și nu mai prea... Nu că nu apreciază, dar nu prea mai înțeleg cântecul autentic. Am decis să
Mergi și tu? Îi ofer și ceva eu. Mai lejer? Mai lejer, adică în zona de etno? E mai lejer zona de etno decât zona de autentic? Da, normal că e mai lejer. E mai da. Dansantă? Și mai... nu neapărat că e mai lejer, dar e pentru oameni mai ușor de perceput ideea. Deci, acum adevărul e că trăind într-o lume atât de cu probleme și... Asta, normal, că prin cântec trebuie să aduci bucurie, nu? Și... Prin cântec ne descărcăm. Exact. Prin cântec și dans, să spunem așa, ne liberăm toate ofurile și toate greutățile acestea. Și prin cântec, în cântec multă lume se regăsește. Da, și atunci trebuie tu, ca artist, piesa... să te gândești în ce s-ar putea regăsi omul despre care tu vorbești. Și atunci ți-ai îndreptat atenția, iată, în zona aceasta de țară. Nostalgia, bănuiesc, pentru că toți la un moment dat am avut un bunic, un părinte, am avut pe cineva o rudă la țară și am văzut și am știut ce înseamnă viața la țară acum. Nu știu ce te faci cu generațiile acestea tinere care vin acum, care nu știu dacă se mai bucură de viața la țară, cum poate am reușit noi. Da. Acum 20-25 de ani să ne bucurăm, așa este, da? Da. Nu știu câți mai au bunici, mai au vași, capre și oi și porci. Eu și acum mă gândesc câteodată așa cu nostalgie la vremurile trecute și chiar încă am poze și filmări de când mergeam la sapă, la țară, la bunici, la pân, la din astea. Am reușit, aveam eu un aparat atunci în tinerețele mele și am reușit să... Filmezi anumite câteva momente. Și ei tot timpul se râdeau așa puțin de mine, poate ca nepot sau așa. Poate face o piesă cu... Pentru că mă vedeau, ei lucrau, eu eram tot cu filmatul, cu fozat. Și acum zice taică-meu, după atâția ani, bă copile, cât m-am tot luat de tine că să lași aparatul, să pui și tu mână, să faci aici. Dar uite ce fain e când stai și te uiți și ți-aduci aminte de vremurile alea și... Și așa e. Da, până la urmă, prin cântecul ne oferă un moment al nostru de relaxare, să rememorăm ce am trăit și să mergem așa cu gânduri pozitive. Eu cred că omul când rememorează momentele frumoase, alea rămân întipărite în minte și mergem cu, ne luăm puțin așa din energia aceea trecutului pozitivă și mergem în față. Da. La ce te gândești? Când spui în viitor, te gândești că vei rămâne aici în zona asta de muzică populară sau te gândești la muzică etno mai mult? Nu neapărat. Deci, după cum ai observat, scot câte un cântec etno, vreo două, trei le scot autentice, deci nu am renunțat la de azi, nu am renunțat la cântecul autentic, dar că încerc să cânt, îi fac pe oameni să regăsească și pe cei mai noi și pe cei poate mai vechi, ca să zic. Ce le place cel mai mult? Cântă cele mai mult. Ascultătorilor, de exemplu, la o nuntă, le place o piesă mai dansantă sau le place o doină, nu știu, doinești? Îți place să cânti doină? Știi cum e, la orice eveniment, nu poți să cânti numai de dans. Distracție. Da, bineînțeles, la masă se cântă de masă și atunci acolo și are locul și o doină. Deci doinele nu s-au uitat, doar că... Mulți puțin nu le mai înțeleg. Doina trebuie să o și înțelegi și să ai răbdare să o asculti. Și noi cum suntem destul de... Trăim așa într-o perioadă... Obosiți de viața cotidiană, nu prea mai percepem doina. Deși suntem... Iubita mea, acum de curând îmi spunea... Mă vedea când mai făceam poate curățenie sau lucram ceva, eu atunci mai fredonez și în special fredonez doinele. Pentru că doinele mă relaxează, mă liniștesc. Și zicea, tu le cânți, fain, pentru că se vede că le trăiești. Și da, trebuie să trăiești ceea ce faci. Ce piese mai vin? Piese noi. La ce piese noi, nu știu, lucrezi? La ce piese noi te gândești să le faci videoclip în afară de... Deci sunt gata. Da, sunt gata. Îți mărturisesc acum că suntem în premieră. Câte deci mai urmează încă, pe lângă Colinda, încă trei cântece noi. În ce zonă te-ai Colinda 4.
m-am dus ca și zona a cântecului către zona Banatului, pentru că mie întotdeauna mi-a plăcut Banatul și spuneam mai devreme că la un moment dat am vrut să-mi fac niște colaje. Și am zis, de ce să fac colajele altora, să cânt piesele altora, până aș putea să-mi cânt piesele mele, pentru că oricum plătesc pentru ele ca să mi le înregistrez. Și atunci am compus eu ceva, bineînțeles, melodii de Banat. Nu sunt ale nimănui, deci sunt specifice, cum avem noi cântecele specifice ale noastre, ale Târnavelu, cum e învârtită, de exemplu, Hațegana și Jeana, da? În Banat sunt ascultări de Banat, ardelenele, jocuri deci, de Banat. Trebuie să studiez puțin, da, exact. Profilul acesta. Fiecare zonă folclorică are alte, alte jocuri, alte jocuri, alte inflexiuni, exact. Bănuiesc, cred că te duci un pic în altă zonă. Da. Asta înseamnă că vrei să cucerești Banatul? Și se spune că Banatul e Pruncea, nu? Da, de ce nu? Deci consider că ce urmează să scot vor fi niște cântece faine, dar nu doar pentru zona Banatului, pentru că o să vezi și tu, pentru că topo. Banatul la urmă ormei tot ardeal. Spune-mi ca și Maramureșul. Care a fost zona care, nu știu, unde ai simțit că ai fost primit cel mai bine cu piesele pe care le-ai cântat, unde ai simțit că acolo își are locul muzica? Da, păi mărturisesc, cel mai bine mă simt la noi acasă, în Ardeal. Dar am trăit și acea bucurie de a cânta în zona Olteniei, de exemplu, și am fost primit brațele deschise și cu bisuri. Și deci, nu le-ai cântat sârbe? Le-am cântat, și sârbe, da, dar bineînțeles, printre toate cântecele. Printre hațeganele? Da, exact. Nu știu să danseze hațegane. Eu când merg undeva încerc să bine dispun, da, pe toată lumea. Și atunci, dacă am ajuns și acolo, am zis, de ce să nu le arăt că știu să cânt și de la ei. Mai ales că umblând în toată țara am învățat să cânt de peste tot locul. Peste tot locul. Uite, de exemplu, anul ăsta am avut o nuntă pe Valea Oltului, oameni de la Vâlcea, din zonele respective, care atât de fain s-au distrat încât nici nu și-au dat seama că eu, de fapt, sunt din altă zonă. Da. Ne spunea așa că a fost o vreme când poate nu era atât de apreciată, nu mai era atât de apreciată muzica populară. Deși astăzi, eu observ că nu există nuntă la care să nu fie invitat un artist sau un interpret de muzică populară. Printre piesele pe care poate le adoră toată partea aceasta a tinerilor, întotdeauna când se mănâncă la masă, este o perioadă când se pune și chiar dacă toată populară. Nunta este cu DJ, de exemplu, și are locul și un mic recital, la un moment dat. Da, așa este. Da, pentru că stă în natura noastră, pentru că suntem români. La urmă, rădăcinile țăranului român se trag de la țară. Face parte din obiceiurile și tradițiile noastre, uite, obiceiul acesta de a avea... Pe muzica populară aparține de folclor. De folclor, absolut. Folclor înseamnă în tot, obiceiuri, muzică... Dar iată că și la oraș, tot. Nu doar la țară, la țară probabil asta recitalul e complet. Că noi la oraș, nu se zice de la țară, vin toți domnii. Deci, la urmă urmei, părinții noștri și noi, tot cam de la țară ne avem rădăcinile și bineînțeles că nu putem astfel să omitem și să ștergem cu piciorul că suntem români și că muzica specifică română este muzica tradițională, muzica populară românească. Folclorul nostru românesc. Pentru că și în America muzica populară este folk. Folcul lor. Da. Au și ei, fiecare zonă. Country, de, muzica country. Da, muzica country. Da. Fiecare țară are specificul ei, are obiceiul, tradiția și cred că muzica specifică. Exact. Ne definesc toate și aceste lucruri. Și ungurii au cântecele lor populare și
Și nu ar trebui să uităm... Toți europenii și nu numai. Eu cred că s-au cam așezat lucrurile și în ceea ce privește muzica populară. Așa cum spuneai tu, a fost o perioadă când poate că așa s-a simțit că muzica aceasta este dată deoparte. Dar iată că are locul ei. Eu nu cred că a fost așa dată deoparte, dar... Avem canale dedicate... La noi în zonă, poate puțin lumea a schimbat puțin trendul, pentru că aici, la un moment dat, s-a renunțat la trupe, la formații, la oameni care DJ. Cântă muzică populară în favoarea DJ-ilor. Și, dar în alte zone s-a păstrat și se păstrează. Și acum, văzând ai noștri că ceilalți... Asta e trendul. Mergând, da, mergând și la alte nunți, în afara... Ne-am alineat și noi. Ne-ai ca să zic așa, dar și-au dat seama că lumea merge înainte și se merge cu asta și atunci dă bine, bineînțeles, să fie și DJ și să fie și o formație sau un cântăreț. Ce ne spui de pandemia asta a afectat aparițiile TV? Altădată erați invitați, se făceau spectacole împreună cu colegii, ați avut astfel de apariții anul acesta, înregistrați piese, mergeați în diverse zone. A fost afectat, uite, cel puțin eu am cam refuzat invitațiile la București. De vreo 2 ani nu am mai prea bătut drumul Bucureștiului. În primul rând pentru că nici nu am mai avut starea necesară, pentru că am umblat foarte mulți ani, tu știi bine, și cu trenul și cu mașina am bătut drumul Bucureștiului. De asemenea, și colegii mei, fiecare a încercat să își facă cântece, să-și facă videoclipuri și să le dea la TV. Este puțin mai simplu, ca să zic așa, decât să tot mergi. Da. Pentru că nu, orice drum la București, la Hora, în Zalău, costă. Absolut. Sunt niște bani, costuri. Da. Și atunci pandemia venind cu atâtea fapte bune, bineînțeles că ne-a domolit puțin. Dar vine anul 2022, eu sper că va veni cu mult mai multe lucruri bune. Cum am spus, speranța moare ultima. Da, speranța moare ultima. Eu am sperat că și anul acesta va fi mai bine, a fost mai bine, dar iată că toamna aceasta ne-a spus că trebuie să ne mai oprim. Noi am pornit la când ne-am încălzit. Când ne-am încălzit. Da, trebuie să luăm o pauză. Eu zic că trebuie să privim totuși optimiști lucrurile și să ne facem, bineînțeles, planurile de viitor. Tu să compui piese, noi să le menținem atenția ridicată telespectatorilor și să credem că lucrurile merg spre bine. Da. Ce piesă vrei să mai ascultăm? Păi, hai să ascultăm o învârtită ca la noi pe ca să ne veselim, nu? Da. Lasă-mă lenuță ca să te mușc de buzuță. Este vorba despre... Am mai povestit noi în primăvară despre, în acest cântec, o dragoste care nu a mers până la final. Până la final. Te inspir din viața ta, Costel? Da, mă inspir și din viața. Toți artiștii se inspiră din viața lor. De foarte multe ori când ne uităm la videoclipuri, vedem triste, vesele. E clar că telespectatorul sau ascultătorul își face o anumită impresie despre artistul respectiv. Așadar, prin piesele tale, într-un fel sau altul, ne-ai conturat și povestea vieții tale. Eu sper că vom avea odată ocazia să stăm așa pe îndelete cu mulți alți oameni din media și să facem emisiuni și să vorbim strict despre visurile și țelurile pe care le-au avut unii și despre viața lor, să-i cunoaștem mai bine. Deși cred că pe Costel, pe parcursul emisiunilor mele, ați reușit să-l descifrați. Exact. Haideți să ascultăm piesa. Costel, îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația mea aici la O Cafea la Cafica. Cu tot dragul, Ada, mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur că m-am revăzut cu toți cei care ne urmăresc, telespectatorii Nova TV, și vă doresc mult spor și succes și vouă în continuare și să ne revedem cu bine. În online vedem toate piesele pe care
Costel le lansează. Țineți aproape pe Costel Popa oficial, acolo vedeți și ultima piesă, Mu Mu Mu. Ne-am luat și ca pe la Cluj. Și apoi în 15 noiembrie, așa cum ne anunța Costel, vom vedea și vom avea ocazia să vedem și un colind nou. Seară bună, o săptămână minunată vă doresc. Lenuță, ca să te mușc de buzuță, că mulți ani ai fost drăguță, la 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 la. Lasă-mă, lenuță, ca să te mușc de buzuță, că mulți ani ai fost drăguță, la 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 la. Lai la 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 la, 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 lai la la la, lai la 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 la, lai la 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 la. Mândruță, de când erai copiluță și aveai miere pe buzuță, lai la 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 la. Te-am iubit, mândruță, de când erai copiluță și aveai miere pe buzuță, lai la 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 la. Lai la 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 la, 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 lai la la la, lai la 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 la, lai la 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 la. Uscat, tu mândru te-ai măritat, dar cu altul din al sat, mă, lai la 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 la. Ieri-a uscat, tu mândru te-ai măritat, dar cu altul din al sat, mă, lai la 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 la. Lai la 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 la, 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 lai la la la, lai la 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 la, lai la 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 la. Blestântare, că știu mândro că te doare și acum văd că rău îți pare, la 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 la. Nu te blestântare, că știu mândro că te doare și acum văd că rău îți pare, la 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 la. La 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 la, 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 la 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 la. Lai la 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 la, lai la 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 la, lai 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 la la la, lai la 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 la, lai la 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 la.